Ceremonia de înmormântare în cer este o practică funerară în care un cadavru uman este plasat pe un vârf de munte pentru a se descompune expus elementelor și pentru a fi mâncat de animalele care se hrănesc cu cadavre, în special păsările de pradă, precum vulturii. Este un tip specific al practicării generale a excarnației. Este practicată în provinciile și regiunile autonome chineze ale Tibetului, Qinghaiului, Sichuanului și Mongoliei interioare, precum și în Mongolia, Bhutan și părți din India. Locurile de pregătire și înmormântare în cer sunt înțelese în tradițiile budiste Vairayana ca fiind terenuri funerare. Practici comparabile fac parte din ritualurile funerare zoroastriene, în care cei decedați sunt expuși elementelor și păsărilor de pradă pe structuri de piatră numite dakma. Puține astfel de lucruri rămân operaționale în prezent din cauza marginalizării religioase, urbanizării și decimării populațiilor de vulturi. Majoritatea tibetanilor și mulți mongoli aderă la budismul Vairayana, unde învață despre migrația spiritelor. Nu este nevoie să se conserve corpul, deoarece acesta este acum un vas gol. Păsările îl pot mânca sau natura poate determina descompunerea sa. În multe zone din Tibet și Qinghai, solul este prea dur și stâncos pentru a săpa o groapă, iar din cauza rarității combustibilului și lemnului, înmormântările în cer erau un mod tipic mai practice. Numele este un termen occidental, nu este folosit de tibetani, care o numesc a da milostenie păsărilor sau a duce la munte. Înmormântările în cer tibetane pot fi evoluții ale practicilor Kod, introduse de Dampa Sangye, însă alte dovezi sugerează o adoptare a practicilor zoroastriene, necreștine de dezvelire a morților ca ofrandă pentru animale. Aceste practici au apărut din conspirații practice, dar ar putea fi legate și de practici mai ceremoniale similare cu presupusele dovezi ale înmormântării în cer găsite la Göbekli Tepe, cu 11.500 de ani în urmă, și Stonehenge, 4.500 de ani înaintea erei noastre. Mare parte a Tibetului este situată deasupra limitei superioare a arborilor, iar raritatea lemnului face ca cremarea să fie economic ineficientă. În plus, înhumarea subterană este dificilă deoarece stratul activ nu are mai mult de câțiva centimetri adâncime în stâncile solide sau permafrost sub suprafață. Obiceiurile au fost înregistrate pentru prima dată într-un tratat budist indigen din secolul al XII-lea, cunoscut sub numele de Cartea Morților. Mongolii își mormântau tradițional morții, uneori cu sacrificii umane sau animale pentru șefii mai bogați. Dar tumedii au adoptat înmormântarea în cer, după conversia lor la budismul tibetan sub conducerea lui Altan Khan, în timpul dinastiei Ming, și alții s-au convertit ulterior sub dinastia Manchu Qing.